În lumina zilei, vama veche arată ca după război. Stațiunea a fost devastată de furtuna din timpul nopții. Plaja este plină de gunoaie, umbrele și șezlonguri rupte, acoperișuri smulse de vânt și chiar mașini răsturnate. Apele și-au curăit drum către mare, formând cratere în nisip. Disperați, oamenii încercă din răsputeri să-și salveze autoturismele care au ajuns pe plajă după ce un mal de pământ a luat-o la vale. Proprietarii de restaurante și terase din zonă privesc neputincioși la dezastrul lăsat în urmă de furtună și încearcă să mai salveze ceva din trei rămășițe. Pagubele materiale sunt însemnate și nu cred că vor reuși prea ușor să reclădească totul. Vedem și noi acum imaginile dezastrului.